Revelion fără foc de artificii în Târgu Jiu. Autoritățile susțin că în acest an, din cauza restricțiilor, nu va mai avea loc evenimentul organizat pe insuliță și care încânta privirile a mii de târgujieni. E adevărat că eu obișnuisem pe cetățenii municipiului Târgu Jiu ca întotdeauna pe data de 31 decembrie să organizăm fie spectacol, fie foc de artificii. Anul trecut, așa cum bine știți, am încercat cu un foc de artificii. De data aceasta, ținând cont de faptul că se încadrează în categoria evenimentelor și nicio autoritate publică locală, mai ales o autoritate publică locală de nivelul municipiului Târgu Jiu, nu poate să-și facă o estimare pentru numărul de participanți la un astfel de eveniment, riscul este foarte mare și este clar că nici nu am putea primi autorizațiile necesare pentru a putea organiza un foc de artificii la Târgu Jiu. Deci nu vom avea în acest an foc de artificii. Primarul Marcel Romanescu amintește că oricum, pe timp de noapte, există restricțiile de circulație stabilite pentru starea de alertă. Mai mult decât atât, știți foarte bine că s-a prelungit perioada restricțiilor, iar după ora 23, în continuare, la nivel național, se circulă pe baza unei declarații. Nu știu ce ar putea să motiveze fiecare cetățean care și-ar dori la un moment dat să participe la un astfel de eveniment, că participă la un foc de artificii. Sper ca fiecare târgujean și fiecare gorjan să se bucure de noaptea dintre ani în familie. În ceea ce privește căsătoriile la Poarta Sărutului, lucrurile sunt încă neclare, autoritățile așteptând un răspuns de la oficialii din guvern.